Salutare chat, bine v-am regăsit. Nici măcar ochelarii nu i-am găsit azi. Ce să zic? Am să dau lumină, măcar atâta, măcar să-mi vedeți fața vor ochelari. Ah, tot replay de la mine. Mai caut și eu, ce să zic, prin istoric. Mai mi-aduc aminte că am avut câte un match bun, mai îl filmăm. Mamă, am filtrul ăla de noapte băgat pe ecran să mă bată, mama, și n-am luminositate la maxim pe monitoare. Schilișul, chat. Bine, secundarul nu e necesar să stea la capacitate maximă. Bun. Da. V-ați fi așteptat că jucăm cu altceva? Vreau doar să vă arăt ce frumos clutch am scos la un anumit moment în match. Mă, sincer, dacă mă întrebați pe mine, nu știu cum am văzut BMP-ul ăla, foarte greu s-au văzut acolo printre tufe, da, s-au văzut. Și fără ochelari o să-mi par ochii mai mici. Amuzant, știu. Nu vă uitați. Nu vă uitați că deja v-ați uitat, ia zi. Bun. Mă, eu de obicei pe harta asta îmi place să joc așa aici pe plajă. Să vin și să ies și să... ies aici și să... înțeles, da. Am văzut de 62. Mă, sincer... am rămas în doi oameni dintr-o prostie, o țără. Prostie, neatenție, chat. Na, durează. Nu să dai reload. M-am enervat puțin în momentul ăsta că aveam reload-ul mare și am zis, hai, mă duc în punct. Și ce se întâmplă în punct? Ia vedeți, cine e în punct? Helicopterul. Aliatul. Curează, băiatul. I-am luat om. Și-am plecat din nou la camping. În poziția aia mirobolantă. Am văzut că se trăgea. Lucky puțin. ZSU, n-avea treabă cu mine. N-aveam reload-ul dat. Am fost o țără cam la limit aici. Nu era reload-ul dat complet, că ne-am dat să ies pe el. Cred că o să-mi leu cât traversează și am zis că l-aștept aici. Din păcate îmi luasem o bucată, dar nu știu de la cine. M-am pus aici, m-am reparat. Iar în doi oameni am rămas chat. Ce să zic? Viața mea înainte. Nu? Martyr. N-am tras. Momentan. Corectat unghiul, să-l văd. După am tras. Da, am rămas în doi oameni și atunci reload-ul fiind mai lung, n-are rost să mă risc cu lovituri. Văzusem în ce în spate că mureau aliații. Au murit aliați pe aici. Nu știam care a fost faza. Așa rețin. N-am urmărit... ah. Am zis eu, mă. N-am urmărit atent minimapa acum. Așa rețin. Țin din timpul meciului că a fost. Mă, aici asta cu type-ul săracul mi-a sărit în față. Numai bine mi-a sărit. Ia să vedem să n-am apeluri. Trebuie să mă suni cineva, un curier și... ar fi indicat să răspund, știți? Și aici, nu acum de fapt,
mai încolo. Câte am mijlocul câmpului, chiar a fost ușor de administrat situația. La chat, gândiți-vă cât de norocos am fost să-mi tragă un T10 și tot ce-a putut să-mi ia au fost șenilele. Vă dați seama că mi-a tras aici. Eu așteptam să dau reload. Obrejorul. Ne-a obrezat. Da, mix-ul ăsta te-a în câmp, acolo n-avea treabă, zic, după aia, încă nu am ajuns la partea interesantă a meciului. Partea interesantă, deja e 9-0, adică, na, eu zic că e interesant și până acum, da. Mai durează până ajungem unde mi-aș dori eu să ajungem, dacă știți ce zic. Vai, ce urât arăt fără ochelarea. Ies aici, mix-ul, desigur m-a enervat țeava asta maxim, am tras pe sub ea. Sub fericirea mea am reușit. 10. Aici. Tras no scope. După cum vedeți, a intrat în motor și în radiator și în ce mai avea pe acolo. Am să ies să fac pico, am ieșit, m-am grăbit. Că m-am grăbit. Mai ies o tură. Îi trag în turelă. Îi iau un om, îi iau emo, ceva pe acolo. Dar nu, nu pușca. Am urcat motive. Mă uit în DMP. Asta a intrat din prima. Am văzut ghepardul. Noroc că am fost pe fază. Am văzut ghepardul. Am ascuns puțin la unghi, să pară că mi-au cover. Am ieșit, l-am prins. O dat el smoke degeaba, l-o dat, am tras, l-am rupt. Și a rămas DS-ul. Arena. Deja nu mai aveam răbdare pentru el. Și am terminat, da, degeaba am terminat, că de dat n-am mai apucat chat. Ia vedeți. Unlucky. Mai 30 secunde dacă ținea. Dădeam, dar n-am dat. Nu a fost să fie chat, unlucky. Da, bun, vă salut, mulțumesc pentru atenția acordată și ce să zic, ne vedem pe data viitoare. Ciao, chat. Ciao.